Da. Ce spui de lista neagră a societăților care au lucrat prost cu asociațiile de proprietari? Da, văd că Lucian Harșovski s-a pus pe capul asociațiilor de proprietari și nu numai el, și primarul Ion Lungu, și bine, este bun acest lucru, dar din nefericire Lucian Harșovski a vorbit, el a spus, el a auzit, de anul trecut le-a cerut șefilor de asociații să-și publice salariile, să le pună acolo la vizier unde se afișează listele cu cheltuieli, să-și pună șefii de asociații salariile. Dacă nu ar avea nimic de ascuns, șefii de asociații și le-ar pune. Dar dacă le-ar pune, mulți dintre ei ar lua-o pe cocoașă. Sunt mulți oameni care trăiesc din pensie, trăiesc din ajutorul de șomaj, trăiesc cum trăiesc și trag de bani ca să nu rămână restanță, la apă caldă, la încălzire, la gunoi. Pe când ăștia care s-au proțăpit acolo în fruntea asociațiilor își pun niște salarii nesimțite, bașca faptul că pe lângă salariile nesimțite, știi cum e vorba aia românească, dacă nu curge pică. Așa și cu firmele astea care lucrează cu asociațiile, multe lucrări sunt umflate pentru a avea ce factura șefii de asociații și pentru a-și trage pe urmă lozul, adică șpăgile mai pe a dreapta. Spus că mulți dintre șefii de asociații sunt niște șpăgari. Înțelegi? Păgare. În afară de salariu, care tot e o șpagă, pentru că nu poți să-ți pui salariu cum e Mitică Dragomir la Liga de Fotbal, care are 10.000 de euro salariu și i-au făcut ăștia salariu, aia e tot o șpagă mascată. Așa nu poți să fii șef la asociații să-ți pui 30 de milioane de lei salariu când tu nu faci aproape nimic. Dacă ai umblat din ușă în ușă să recuperezi restanțe, să te dai peste cap, să nu dormi noaptea, dar stai acolo într-un birou, nu faci nimic, asta și îți dai șpagă salariul ăsta mare și pe lângă șpaga asta din salariu mai este și șpaga aia care vine din lucru cu firmele fantomă, care spun că au făcut societăți. Dezinsecție pe 100 de metri pătrați și au făcut pe un metru pătrat sau dezinfecție. Da, și, tot, au făcut, cu adevărat. Și așa mai departe. Într-adevăr, la asociații este o problemă, dar aici parte din vină o au și proprietarii care din lipsă de timp, din lipsă de interes sau din lipsă de altceva, nu participă la ședințele de alegeri. Și nu participă pentru că unii dintre ei sunt descurajați, dat fiind faptul că s-a împământenit ideea că alegerile la asociațiile de proprietari reprezintă niște afaceri de familie sau, și se pun unii pe alții. Se cocoasă ei, ei între ei se pun pentru că ei între ei își împart banii. Am mai bine că o să sară de fund în sus niște din ăștia colonei în rezervă, plutonieri în rezervă sau niște cucoane cu sarmale în păr care conduc asociațiile și să spună, uite, nesimțitul ăla cum vorbește despre niște oameni bătrâni care toată viața lor au muncit. Texte dintre astea sunt sătul. Deci la asociațiile de proprietari, în cele mai multe cazuri, se învârt șpăgi, care, am spus, sunt împărțite șpăgi în salarii și șpăgi în afaceri dubioase cu firme dubioase. Da, știu, Sorin, că vreau să mai spui ceva în afară de subiectele care au fost astăzi. Da, am senzația, nu am senzația, am senzația, ba, de fapt am senzația neplăcută, dat fiind faptul că unii oameni nu înțeleg că sunt niște probleme economice foarte mari. Am stat de vorbă cu nenumărați oameni din diferite domenii de activitate și au spus că lucrurile merg prost. Unii spun asta pentru că așa s-au învățat să se plângă, dar alții spun pentru că ăsta este purul adevăr. S-au făcut disponibilizări, se fac reduceri de personal, lumea nu știe cum să-și țină serviciu și sunt unii în sistemul bugetar și ăștia de la asociații sunt într-un fel bugetari, dacă îi să o luăm așa, da, da. Pentru că iau ban public și trăiesc dintr-un buget construit din banii adunați de la oameni. În sistemul bugetar, și când spun sistemul bugetar, astăzi, acum vreau să mă refer strict la Consiliul Județean Suceava. La Consiliul Județean Suceava sunt o grămadă de salariați. În instituțiile subordonate Consiliului Județean Suceava sunt foarte mulți salariați. Mulți dintre ei știu cum au ajuns acolo. Au ajuns pentru că au dat șpagă, pentru că sunt pila cuiva, pentru că s-au iubit cu cine a trebuit și pentru că sunt cu mătri, cu nu știu cine. În loc să stea acolo cu capul la cutie și să spună, să-i mulțumească Domnului, oricum s-ar fi numind el, deci Domnului de pe pământ și Domnului de sus, că au serviciu, acum au început să comenteze unii dintre ei. Că? De ce? Pentru că au început să se taie stimulentele. La firmele private, în afară de multinaționale, unde în pachetul salarial ai în afară de leafă, îți dă telefon mobil, mașină, stimulent pentru nu știu ce, comision pentru aia și pentru aia altă, majoritatea firmelor care sunt autohtone, și mă refer aici și mici mijlocii, da? Negociez cu patronul sau cu directorul un salariu și dacă îți mai dă și un telefon mobil, e în regulă. Dar în rest nu există stimulente. Ori la stat s-au învățat toți
să primească stimulente pentru că lucrează cu calculatorul, pentru că le bârie în cap nu știu ce, pentru că fac nu știu ce proiecte. Și dintr-o dată, acum, dacă rămân fără stimulente, au început să comenteze. Păi să nu comenteze, pentru că ei mai aveau un pic și ar fi trebuit să primească stimulente pentru că vin la serviciu. Da. Adică s-a ajuns cu un tupeu maxim. Salariile nu sunt foarte mari în sistemul public, dar cu stimulentele și cu sporurile se ajungea la niște sume exorbitante. Și acum cei care comentează, domne, că nu se poate așa, nu le convine, să plece și să vedem unde își găsesc ei de lucru. De lucru, impropriu spus, unde își găsesc un loc de frecat menta. Că dacă e să o discutăm pe a dreaptă, dar nu poate să facă nimeni lucrul ăsta, pentru că instituțiile astea sunt conduse la vârf de oameni politici și este nepopular să faci așa ceva. Eu cred că dintr-o instituție cum este Consiliul Județean și instituțiile subordonate Consiliului Județean, unde sunt mii de angajați, eu cred că ar trebui dați afară cam 70%. Deci dacă s-ar merge pe eficiență maximă, dacă mergi dintr-un birou în altul, să-i întrebi, băi bădie, tu ce faci, fetiță, tu ce faci, dacă ai pune să scrie pe hârtie, bașca faptul că le-ar lua o zi să scrie că nu sunt învățați cu scrisul, după aia n-ar avea ce să scrie. Da. Efectiv, n-au... Ce scrie că se uită pe calculator, că își face unghiile, că dă telefon la iubiți, ce să scrie acolo? Că muncă efectivă nu se prea face. Și acum, de ce vreau să spun lucrul ăsta? Pentru că, repet, am auzit multe crâieli și nu este cazul. Dacă cei care lucrează în sistemul de stat crâie, ar trebui să vorbească cu oameni care lucrează în sistemul privat, să vadă cum este și cât de greu se adună banii și cât de greu se fac banii. Și după aia mai stăm de vorbă. Îți mulțumesc foarte mult, Sorin. Comentariul zilei se încheie aici cu bine.